Bună ziua tuturor! Acest videoclip este pentru cei care se află într-o situație de trio. Să vedem care este situația dintre voi și persoana la care vă gândiți și situația dintre persoana la care vă gândiți și cealaltă persoană. Avem trei variante, varianta numărul 1, 2 și 3. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine. Sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu voi începe cu prima variantă. Să vedem care este situația dintre voi și persoana la care vă gândiți. Dintre voi și persoana la care vă gândiți și situația dintre persoana la care vă gândiți și cealaltă persoană. Situația dintre persoana la care vă gândiți și cealaltă persoană. Așa, haideți să vedem. Situația dintre voi și persoana la care vă gândiți. Și situația dintre persoana la care vă gândiți și cealaltă persoană. Bun. Aici, pentru, primul rând este pentru voi, al doilea rând este pentru cealaltă persoană, adică pentru soția care este în, cu care este în relație. Din câte văd aici, pentru voi, în acest moment, nu vedeți o situație în sensul că vă puteți separa pentru o perioadă de timp. Probabil că ați avut zilele acestea, dacă nu urmează să aveți azi, mâine, foarte curând, o discuție cu această persoană sau probabil că vă greșește cu ceva pur și simplu și nu vreți să mai știți de el sau de ea. Se poate întâmpla, nu știu, să vă promită ceva și să nu se mai țină de acea promisiune din diverse motive și atunci vă supărați și spuneți gata până aici că m-am săturat și cam atât. Dar urmează o separare între voi și persoana respectivă, nu este o separare definitivă, dar cumva voi o să vă puneți în calcul faptul că nu puteți continua așa. Că vă doriți poate mai multă stabilitate, vă doriți poate să puteți avea mai multă încredere, vă doriți ca lucrurile să stea cu totul și cu totul altfel, nu să vă tot spună astăzi nu pot, asta nu pot să fac și așa mai departe. Este bine să aveți încredere în această situație și să apelați la credință, dar și să aveți încredere în voi. La voi se recomandă în acest moment, dacă ați luat pauza sau o veți lua zilele acestea, în momentul în care veți lua pauza să aveți încredere în voi, să nu vă faceți gânduri negre, să nu aveți prea multe gânduri negative, dedicați totul, ca să zic așa, credinței divinității, lăsați totul în mâinile divinității pentru că această situație se va rezolva. Nu vă mai grăbiți să decideți ce faceți, dacă da sau dacă nu, ci lăsați, luați o pauză de la această relație, de la această gândire și veți vedea că lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Și o să vă spun și de ce vor intra pe un făgaș normal. Pentru că între persoana la care v-ați
gândit și persoana care, cu care se află într-o relație mai stabilă sau chiar o relație de căsătorie, lucrurile nu funcționează, din contră chiar stagnează. Aș putea spune chiar că probabil au avut deja niște discuții de separare sau chiar divorț. Este și foarte, foarte curând, se vor și îndrepta spre acest lucru. Această situație se poate întâmpla în 7 zile sau în 7 săptămâni, nu cred că mai mult de 7 săptămâni, până când această situație va fi, se va întâmpla această schimbare de separare, pentru că Universul, Divinitatea, lucrează la toate lucrurile astea, pentru că este o relație destul de toxică, este o relație care nu mai funcționează de mult timp. Probabil este o relație în care de la bun început nu s-a axat pe iubire, nu a fost suficientă atracție între cele două persoane și nu există nici acum suficientă atracție sau chimie pentru a menține această relație. Nu m-ar mira ca cealaltă persoană să, pentru a menține această relație, să fie apelat la tot felul de ritualuri și tot felul de lucruri care nu au fost tocmai cum ar trebui, dar toate au un final și indiferent la ce ritualuri a făcut pentru a menține această relație, acum a luat sfârșit. Pentru că nu este o situație care se întâmplă de curând, ci este o situație probabil care se întâmplă de ani de zile. Probabil că această persoană la care voi v-ați gândit a mai cunoscut în trecut și alte persoane cu care putea să fie, dar din cauza acestor lucruri nu tocmai curate, ca să spun așa, a rămas în această relație în continuare. Dar acum lucrurile se așează, Divinitatea face dreptate, pentru că, din câte văd aici, voi sunteți persoane destul de credincioase, spirituale, sunteți persoane empatice, sunteți persoane care întotdeauna ați vrut binele celor din jur, nu sunteți persoane care să vreți să faceți rău intenționat. Și atunci, cumva, acum și voi, cumva, la această persoană, binele s-a bătut cu rău și cumva învinge binele. De asta v-am spus că această situație de pauză dintre voi sau este o separare temporară, nu este o separare definitivă, pentru că această persoană rupe legătura cu persoana cu care a avut acea stabilitate, cu care are poate în acest moment acea căsătorie și se vine la voi cu gânduri mult mai bune și cu gânduri de a vă face o viață împreună, pentru că își dorește această schimbare, iar între voi există pasiune, există iubire, există destul de multă atracție și cumva vă simțiți și unul și celălalt norocoși că existați unul în viața celuilalt. Cam astea au fost informațiile pentru cei de la prima variantă. Și voi trece la varianta cu numărul 2. Haideți să vedem care este situația dintre voi și persoana la care vă gândiți. Care este situația dintre persoana la care vă gândiți și cealaltă persoană.
face dintre voi și persoana la care vă gândiți. Și dintre voi și dintre persoana la care vă gândiți și cealaltă persoană. Dintre voi și persoana la care vă gândiți. Și dintre persoana la care vă gândiți și cealaltă persoană. Bun. Aici, în multe cazuri, din câte văd, posibil ca voi și persoana la care vă gândiți să aveți o căsătorie sau poate ați avut o căsătorie în trecut. Posibil, în același timp, ca persoana la care v-ați gândit să fie de altă religie, altă naționalitate sau să locuiască într-o altă țară. Există și această variantă. Indiferent dacă ați fost sau nu căsătoriți cu această persoană, dar dacă nu ați fost, nu e nicio problemă că urmează să vă căsătoriți cu persoana respectivă, pentru că văd că dorința este din partea amândurora. Pe lângă asta, la voi se anunță un nou început pentru voi, dar în același timp trebuie să țineți cont că această persoană este o persoană mai aventurieră din toate punctele de vedere. Dar văd că ați avut o perioadă de stand-by, de stagnare, de despărțire de ce a fost ea, dar urmează lucruri frumoase să se întâmple de această dată între voi. Deci, din câte văd, la voi predomină foarte mult faptul că, indiferent dacă ați fost sau nu căsătoriți, urmează să vă căsătoriți și urmează să aveți o situație destul de trainică. Da? Situația dintre persoana la care v-ați gândit și cealaltă persoană s-a încercat la relația respectivă să se lucreze, să se mențină într-o anumită, pe un anumit nivel, dar nu este posibil pentru că în relația respectivă n-a avut parte decât de dezamăgiri, decât de promisiuni care nu s-au bazat pe fapte concrete. Pentru persoana la care v-ați gândit și cealaltă persoană, aș putea spune că nu e vorba decât despre o simplă aventură sau o simplă ambiție pe care a vrut să o demonstreze. Probabil că, așa cum am spus, voi ați fost căsătoriți și a vrut să vă demonstreze, probabil că își poate reface viața cu cine vrea, când vrea și așa mai departe. Dar și-a dat seama că a fost o ambiție prostească. Și din acest motiv își dorește să se reîntoarcă înapoi la voi sau să rămână cu voi. Dacă sunteți încă căsătoriți și are o legătură cu această persoană, la fel, a făcut-o doar cumva ca să vă demonstreze, a fost tot o aventură, nu s-a gândit niciun moment să aibă ceva serios sau să facă ceva serios în această situație. Cu toate că în unele cazuri a crezut că da, poate să facă ceva și să fie și mai serios, dar și-a dat seama foarte repede că nu există așa ceva. Că nu are o bază, nu are un fundament pe care să facă ceva concret. Pe lângă asta, și-a dat seama că, de fapt, voi sunteți sufletul lui pereche. Rugăciunile, afirmațiile și vizualizările voastre vă ajută să vă reveniți și să vă reluați relația de acolo de unde ați lăsat-o în cazul în care v-ați despărțit. Dacă nu v-ați despărțit, oricum lucrurile se vor îmbunătăți între voi și persoana la care v-ați gândit. Între persoana la care v-ați gândit și cealaltă persoană este o dragoste neîmpărtășită. Nu există suficient atracție sau chimie pentru a menține acea relație. Și se va termina
foarte, foarte curând, asta în cazul în care nu s-a terminat deja. Eu aș crede că pentru mulți dintre voi cealaltă relație deja a luat sfârșit. Probabil că încă mai sunt anumite discuții, dar nimic concret sau nimic care să îl facă sau să o facă să se întoarcă din drum pentru a se reîmpăca cu persoana cealaltă. Cam astea au fost informațiile și pentru varianta numărul 2. Și voi trece la varianta cu numărul 3. Să vedem și pentru cei de la varianta cu numărul 3, care este situația dintre voi și persoana la care v-ați gândit. Dintre voi și persoana la care v-ați gândit. Și care este situația dintre voi, dintre persoana la care v-ați gândit și cealaltă persoană? Care este situația dintre persoana la care v-ați gândit și cealaltă persoană? Bun. Cred că aici deja a existat o separare sau o pauză. Dacă a existat deja, veți primi un mesaj de împăcare. Dacă nu a existat încă, cât de curând, cred că voi, pentru că văd că sunteți persoane destul de hotărâte, văd că sunteți persoane care știți ce vă doriți, uneori, ori voi, ori cealaltă persoană, posibil să se poarte un pic mai rece, să aveți impresia poate că are pe altcineva sau că se gândește la altcineva sau de fapt realitatea asta și este și cumva v-ați cam săturat și cum luați hotărârea pentru a-i spune persoanei respective să aleagă cu cine rămâne. Bine faceți că faceți acest lucru pentru că chiar dacă această persoană se îndepărtează în urma deciziei, în urma acestei alegeri pe care o face și se îndepărtează puțin de voi, după va reveni din nou la voi. Chiar dacă pe moment poate că este cu cealaltă persoană pentru că au o anumită legătură, în sensul că ori că sunt căsătoriți, ori că au poate copii împreună și asta cumva îi unește și îi ține cumva un pic legați unul de celălalt, cât de curând se va întâmpla o schimbare, se va întâmpla să afle el anumite lucruri, anumite situații despre cealaltă persoană și să nu-și mai dorească să rămână împreună cu ea. Va face această schimbare, dar când o va face, va fi o schimbare radicală la care nici voi nu vă așteptați și probabil nici cealaltă persoană, în sensul că, să zicem, astăzi vorbiți cu persoana respectivă la care v-ați gândit și vă spune, a, ok, nu sunt bine, dar nu mă întorc la tine sau nu știu, orice de acest gen, și seara să vă treziți cu persoana respectivă la ușă. Deci cam așa se întâmplă lucrurile. Aceste schimbări pot fi de la o oră la alta sau de la o zi la alta. Se vor întâmpla aceste schimbări destul de rapid și își va dori să lase trecutul în urmă, își va dori să lase totul în urmă,
chiar dacă, așa cum v-am spus, în cealaltă relație este vorba inclusiv de copii. Asta nu înseamnă că își va abandona copiii sau că nu îi va vedea sau nu se va ocupa de ei, ci pur și simplu vrea să rupă această legătură în care nu mai simte nimic bun, în care simte foarte multă toxicitate și nu doar că simte destul de multă toxicitate, dar poate că asta îl împinge, poate să bea o bere în plus sau să facă anumite lucruri pe care nu le făcea înainte și poate înainte dacă îl întrebai dacă ar face vreodată acel lucru, ar fi răspuns că nu-și dorește și nu ar accepta așa ceva, dar uite că acum se complace în niște situații doar de dragul de a rămâne ancorat în situația respectivă. Cărțile vă transmit, iubește-te pe tine mai întâi, respectul de sine te face mult mai atractivă. Iar pentru cealaltă cea de-a treia persoană, cum ar fi, pentru, zice, bucură-te de acest moment pe deplin, pentru că după nu-l vei mai avea. Chiar dacă pozează în persoana fericită, că e fericită alături de persoana la care voi v-ați gândit, este doar o aparență, este doar o poză pentru a vă face pe voi geloase și va vă demonstra vouă că are familia perfectă, dar nu este așa. Sau că are lângă ea omul pe care îl vrea, pe care și îl dorește, indiferent prin ce circumstanțe. De asta vă spun, nu vă faceți gânduri negre, iubiți-vă pe voi, aveți mai multă încredere în voi, încercați să ieșiți, încercați să faceți lucruri frumoase, pentru că această persoană se va întoarce la voi în 8 puncte sau cel târziu în luna august. Deci nu veți primi mesaj de la această persoană și vă va spune că se întoarce. De asta vă zic că nu, această situație nu rămâne în punctul în care este acum, chiar dacă cealaltă persoană cu care este persoana dragă vouă acum are foarte multă încredere în ea, situația nu este deloc așa. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. O să vă rog, dacă v-a plăcut acest videoclip, să-mi lăsați un comentariu. Dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, să dați un like sau chiar să vă abonați la canal în cazul în care nu sunteți abonat. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!